pădure. Ui, ce-am place să mănânc aici. Facem după aproape un an încă un clip cu frigărui de slănină cu pită, cu dânale, acum am făcut și anul trecut până august, cred că. Pornim te de aici. De aici am pornit când am filmat clipul ăla cu de pe canalul celălalt cu Castelul Simus, cu nu știu ce. Dacă vezi ce mănâncă îți bubuie capul. Iar la clipul celălalt cu slănină m-am dus pe aici și pe acolo. Ia. Acolo jos la băi. Mamă, cât de frumoasă e natura, frate, ești nebun la cap. Merem pe aici și facem stânga și merem către o pădure de braze, îți vedea. N-am mai fost pe acolo, cred că de vreo 10-15 ani. Hai să-mi iau ochelarii. Basca. E calm. Bine că am venit azi, că ieri o plouat pe aici și mai e răcoare, dar dacă veneam peste câteva zile, cred că muream și mai de cald. Asta e una dintre pădurile mele preferate. Bine, am oricrescut mai mulți copaci, dar când eram copil erau, nu știu dacă vedeți, erau la metru aliniați unul după altul, deci te uitai încolo și vedeai capătul. Dacă e cu Adidas și alpici, cum te faci de praf de la frunzele astea, că se descompun, mamă, te faci căcat pe tine. Și am uvezi, dar mă rog. No, bun, hai că pornim. Hui! Vă arăt imediat unde se desparte drumul. No, deci, clipul trecut în dreapta, clipul ăsta în stânga. Are haine, dar... Că nu erau. Nu știu câți ani aveam, 10-15 ani. O, mai de mult, oricum am avut vreo 15 ani. Dar unde? La el la țară, unde? Ne pune să mă, hai că mă duc pe aici. Hai că mă duc pe la soare, că... E hibridă. Încă e mocirlă pe acolo, pe la umbră. Și așa m-am făcut tătună. Deci ăștia, vedeți că merg încolo, merg încolo. Când i-au făcut, i-au dus de acolo, de la Borod, Borozel, nu știu. Bineînțeles că în sat, câțiva din ăștia erau și pe pământurile oamenilor și au fost crescut, despăgubiți. Gen, ori venit, ori pus stâlpul pe pământul tău și îți dădea nu știu câți bani pentru câțiva metri pătrați. Na, și... Nu știu, gen la noi pe pământuri au fost 3 și la un vecin au fost... De ce nu suporți mâncănuță, George? Mă, că e un băiat foarte simplu. 2. Și nu știu cum țineau ăia socoteala că fiecare trebuia să meargă să declare câți stâlpi are pe pământul lui, știi? Vecinul a declarat că el are 3, să ia mai mulți bani. Și apoi au rămas ăștia, nu știu, bunica mea. Și stai mă că noi avem 3, nu aveți voi niciun 3 acolo. Că nu era, nici măcar nu erau puși pe limita dintre pământul nostru și al lor. Era clar la noi pe pământ. Na, bine. Dar eu nu înțeleg de ce nu numărau ăia care or construi stâlpe. Ia. Că-i prea, alea mai la vale cu fel. Hai că o-i face cu ce o-i găsam. Hai să vedem, reușim ceva orba. Hai mă, e focul de aici. A pus la aia pe net și el, mă. Crezi te pupă canutul ăsta. S-aude ceva acolo. Nu, mă, aici cineva acolo. Nu, în fine. Fiți atenți că mai sunt căpșuni sălbatice. Nu ne-am văzut, uitați. Nu am văzut în viața mea căpșuni sălbatice. Era un pic mai mare, da, uitați, vedeți? Ia. Astea-s. Asta. Aia nu e sub eură, mă, ciat? Ciat. Vezi? Sau nu. Frag. Mama. Frăguțe, se numesc fragi. Ok. Dar să uscă, vedeți, înseamnă că a fost anus o lună, cine știe. Deci nu s-a zămânat, vezi de ciuperce. O, mă, asta da ce? Nu-i conuri. Da-ți cu ele. Da să mă răcorez, mă, că mor de cale. Omul, dacă vine apocalipsa și rămâne singur. Ce ziceți? Vrea să se aprindă orba. Nu mai are conuri. Las cu ele. No, hai că ai zice că i-am dat drum. E bun, zice. Fiți atenți ce roșii. Mamă, ce roșii, mâncați-și. Începită. Mamă. Mare frumusețe. Am zis că e de casă, că nu știu dacă e vorba. Aoleu. O brăzică ceva, tată.
Mie nu prea îmi pare de casă, dar nu era de aia de salon, tău. Că fiind rusaliile, o închistă. Trei feluri de brânză vi le arăt. A făcut lenghel focul direct așa pe, pe iarba aia uscată să mă moare aia, Doamne ferește, dacă acolo a foc. Trebuia să faci o gaură ceva. Hai să începem cu pita asta și cu toate celea. Mă, că s-a arghetat focul pe mea. Încerc eu să fac pita. Mă, bun, două feluri de clisă. Mi-am luat ceva botă de asta. Nu-i arin, dar nu pare să aibă nu știu ce gust. Clisă de asta cu... Mamă, păi mergem asta, fapt așa? Și din asta clasică, mai grasă. Ai, 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 ai. Hai să tăiem noi pituța asta, zice. Făinuță. Vedem, nu-i ce trebuie, ori nu-i ce trebuie. Cam e grăsime, nu? Hai să începem cu asta, nu? Mai grosuț, așa, nu? Aici, prima oară o crestăm. Te pup, Adelit. Da, să țin. Bă, iară sconuri, mă. Chietre. Hai, că-mi trebuie foc, am nu. Uitați-vă aici. Vedeți? Aia din comerț. Uitați-vă ce bine e răzălit acolo. Nici nu se vede părul, nici... Ne, nu se vede nimic. Aia din comerț îi ies firele de păr afară, mă. Hai odată, mă. Hai, mă, ce aici? Trebuie foc, frate, ca mă. Mai că începe să nu cam ne enervez. Hai bă, că mă enervează asta. Hai să adică ceva lemn aici. Hai, dă-i numă cu... Păi acum o afum, mă, bă, o afum acum, mă. Hai să mai tai până atunci niște scrijele de pită, zice. Mă. Să am. Dar mi-e poftă, nu știu ce face acolo, dar aș mânca să-mi bap. Wow, mă, bun. Wow! Fii atent aici. Mamă, dar nu e cam multă grăsime, mă? Altă viață, mă. Mamă, e foame. Cu atenție de chirurg, zice. Trebuie să știe exact cât trebuie lăsat asta în mână. Ia atent că l-am vrea să meargă încolo. Ai, 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 zice. Mama mia, ce bine arată. Imediat curge după aia, stă chiar.
Torță. Nimă că vine soarele exact pe mine. Ce fain, zice. Toată așa să mai tai niște sclijale de pită, zice. Dar așa trebuie să facă neagră așa? Picăturile alea pe pâine? Să se negrească pâine așa? Nu știu ce să zic. Hai că mă prind junghiul la picioare. Ah! Hai mai. Mamă mia. Mai are relea. Și noi mâncam untură pe pâine, dar nu așa, că nu, nu fierbeam. Luam untură direct. Schimbam macazul, o punem pe ceară. Luam untură de la ce prăjeam carne și puneam după aia pe pâine. Era mult mai ieze. Altă crecă. Decât să o pun pe foc sau alea, să nu știu ce. La noi în munte ni așa era, luam direct de la ala, după ce prăjeam carnea sau ceva, nu stăteam. Asta e altceva, imagine, nu e pâine cu untură, ai dreptate frate, fratele meu. Și un care are untură, și un care are, are plumb. Din pasta am ars o lecuță, că am vrut să scot tătă un soare din ea. Ca să am păpită, aia, zice. Cred că e bună și asta. Mamă mea. No, bun, e cam atât. Hai că tăiem tot pe aici, fiți atenți. Fiți atenți. Acest loc. Stați că trebuie să mă mut după asta, mai. Mai la umbră undeva. Uitați-vă la roșia asta. Dar roșia asta e altceva. Coaptă așa. Și cum să o tai pe asta, frate. Yeah. Oare-i coaptă? Hai să vedem. Mamă mia, zice. Hai că mă mut și vă arăt după aia. Stați așa, ne zice. Hai să tăiem roșioarele astea. Prima și prima oară. Da. Tăiem și niște castraveți din ăștia. Așa, roșii mi se... Văd așa ce vine soarele, mă. Nu vrea să-mi dea pace nici cum. Punem bomba asta nucleară, zice. Deschidem. Are și brânză, cred, mă. Aia, zice. A, așa a dat, tati. Mă, bun, fiți atenți, mamă, zice. Mamă. Așa a dat. Să vă prezint. Slănina, da? Roșiile, castraveță, scoacă. Scoacă? De la brânză marinată de oaie. Scoacă. Și caș de oaie, cred că e. Scoacă. Și pita asta delicioasă. Hai să vedem. Fiți atenți. Scoacă. Am și niște ceapă. Ce e aia scoacă ceat? Ce am stat așa? Îmi prind junghiul iar. Da. Tăiem așa sclijele mici. Ba, aș mânca, v-am zis, chiar aș mânca, sincer. Hai, ce foame mi-e cu aia să mă rău, să mi se face rău. Da. Luăm pituța asta excelentă. Uite, atenți acine. Tăiem niște sclijeluțe. Ai, ai, ai. Ne. Da, mai e bună rău, e bună rău. Mama mia. Că și mie îmi place grăsimea. Ceapă din asta, ne. Hai, zice. Să mor singură de foame, vă uitați la mine cum mor de foame, muriți și voi de foame. Ai, 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 zice. Ne. Ne. Mama mia. Mama mia. Nu mai comanciat. Mmm.
scuze, scoc. Wow. Wow. Ceva ieșit din comun. E gurman, nu-i place mâncarea rău. Wow. Trebuie să băgăm de asta marinată. De oaie. Care scăoaie, zice. Te pun, Mihai, mersi mult de membru, brother. Nu, mă, nu. Nu-i numesc că păstraule. Wifi Mihai a devenit membru și nu primește nimic. Mamă, cât de bine arată aia. Băi, prea bun. Pituța asta. Succes, Albert. Ia uite ce a făcut acolo. Wow. Bombă caloric. Și cum am zis tot timpul, cel puțin 3 feluri de brânză. Da. Păi eu dacă mă duc la cineva acasă și n-are 3 feluri de brânză, ciao. Lenghel. Ce vrei, Lenghel? Un fel de brânză. De unde dracu 3 feluri de brânză? De unde dracu 3 feluri de brânză? Ce discută? Lasă-mă, dracu, 3 feluri de brânză. Ori de vacă, ori de cap. Ce e în frigider acolo? Nu, nu. Ima că am uitat-o pe aia. Am început-o pe asta și am uitat de aia. De rău. De rău mi-e așa, mă. Îmi chiar memoria, ce? Își pierde memoria. Cel mai frumos să mănânci în natura așa, frate, mânca. Așa mâncam eu când mergeam la sapă cu ăștia, cu bătrânii mei. Mamă, ce frumusețe, cum erau roșiile alea, mâncați și gura ta, brânza aia, sub căruță, la umbră, așa, la 12. Cu ouă fierte, cu omletă, cu brânzică, cu roșii, cu șuncă, cu... Mama. Apă? Nu. Te pup, Vudu, mersi mult de membru. Ce apă, mă rog. Bodo, o nu a devenit membru și nu primește nimic. Nu. Da. Eu când mă duceam și luam note proaste, mi-asumam, bă, am fost prost, n-am învățat, ce drept. Că e chestia aia proastă, doar avem noi ca oameni, lasă-mă că azi meciu joacă România, mâine, învăț mâine, mă, mâine ce crezi, apare nu știu ce film, mă uit la filmul ăsta, las că învăț mâine, după aia apoi mine ce crezi, apare nu știu ce, las că învăț nu știu ce, și uite așa o țineți vreo 4-5, vreo 5 ani zile, așa o ținem, tată. Lasă că mâine nu știu ce, lasă că așa, lasă că așa, lasă că așa și o ducem așa. Uai, că mă prind junghiurile. Nima, mai sunt căpșuni pe aici. Bune. N-am mâncat de câțiva ani căpșunile astea. Fui, mă, bine mă, cam atâta. Ia atent că mai sunt pe aici. Mai sunt ceva. Aveam un caiet la 25 de materii. Când mă chema cu caietul la matematică sau la română, luam, clar, luam 3 sau 4. Că vedea că am 25 de materii. Aveam un caiet de matematică, scrie la română pe el. A fost ceva rău. Rău. Albine. Bunuțe. Ha. Cam atât atunci pe ziua de azi. 16 clase. Îmi pun asta, îmi iau cu mine la Oradea. Mai bag și acolo azi. Ui, deci cam atât a fost atunci ce am mâncat o alunec. Îți trebuie medic să nu mai bei suc și mai și râde. Bă, nu, că tu ești agnon, știi ce ești tu, mă, frate, mai să-ți explic. Pentru părinții tăi.